la drift. Cel mai spectaculos campion din România, doamnelor și domnilor, este și cel mai tânăr. O minune pentru driftul european și driftul mondial este Claudiu Adam. Anul trecut l-am avut în studio povestind. Acum vreau să-l văd pe Claudiu Adam Junior, mândrețea familiei și a bunicii sale, Marilena Adam, acum alături de mașină și poate mașina sa și poate facem și o nebunie. Oana Pascaru are legătura. Bun găsit, Cristi, bun găsit tuturor. Într-adevăr, mă aflu alături de Claudiu Adam, un tânăr de 19 ani, ambițios și foarte devotat atunci când vine vorba de partea sa profesională, având în vedere că are foarte multe trofee, atât pe plan național cât și internațional. Claudiu, mulțumim mult că ai acceptat invitația noastră și mai târziu, cum spunea și Cristi, o să ne oferi un show de drift, este așa adevărat? Este. Da, în câteva minute o să ne vedem live pe pista de drift. Cum am spus, ai foarte multe trofee. Ultimul trofeu este la o competiție din Ungaria. Povestește-ne un pic cum a fost acea competiție. Ai fost cu această mașină foarte frumoasă. Vă mulțumesc, da. A fost o luptă destul de grea. Sincer, nu mă așteptam să iau locul 1, având în vedere că sunt toți piloții din Europa și chiar mulți de top. Dar m-am luptat cât s-a putut de mult pentru a lua locul 1 și să duc România cât mai departe. De unde această pasiune, devotamentul, ambiția ta? Pentru că ai 10 ani de când faci acest sport, nu? Și este un sport destul de scump. Așa este, da. Nu prea avem parteneri ca să ne susțină 100% tot anul, dar ne descurcăm cum putem. Eu îmi doresc mai mult să ajung la o competiție națională europeană numită Drift Masters, unde sunt cei mai buni piloți din lume la ora actuală. Ca să ajung acolo trebuie multă susținere. Da, doamnelor și domnilor, după cum ați putut vedea și auzi, Claudiu Adam este foarte devotat pe ceea ce face, însă stați cu noi pentru că în curând va da mașina jos, această mașină bijuterie mașină de pe platformă și avem veți vedea 2-3 minute. Stai așa, vreau să-l mai întreb pe tânărul Claudiu, pentru că o să vedem după aia cursa și atunci când va fi mașină, nu știu dacă va mai fi așa de ușor să-l prindem la vorbă. Uite, are și numărul 05 Adam, să-l întreb care a fost cel mai plăcut moment din cariera lui senzațională de drift, pentru că sunt convins că a avut momente absolut senzaționale. Păi acest moment când am luat locul 1 în campionatul european și, nu știu, singurul, cel mai frumos, când la finalul etapei a cântat timpul României. Atunci m-am simțit, nu pot să descriu. Claudiu, atâta vreau să spun. A fost un moment extraordinar. Abia aștept să te văd cu mașina acolo arătându-ne ceea ce știu că poți și vreau să spun un singur lucru după care o să luăm publicitate și ne vedem mai târziu cu Claudiu. Mă mândresc cu faptul că îl știu pe Claudiu de când era mic, care are o familie fenomenală, cu un tată care îl iubește și care este dedicat, cu doamna Adam care este forța și bucuria și marea, îngerul tău păzitor, pentru că este desprinsă din cele mai frumoase povești cu bunici din lume. Greșesc? Vă mulțumesc. Nu greșiți, așa este. Să crești mare, Claudiule, ne vedem după o scurtă pauză și cu Cronica de Modă, dar și cu Claudiu arătându-și maestria probată la nivel european. Bravo, Claudiule, ne întoarcem imediat. Bun.